Bună, dragilor! Astăzi vreau să fac repede un haul cu produse pe care mi le-am cumpărat recent de la makeupshop.ro. Fac acest lucru pentru că este în momentul acesta o promoție pentru produsele de la Beauty UK în special și merită să intrați la ei pe site și să vă cumpărați un produs, două, pentru că este într-adevăr o ocazie de a deține și produse Beauty UK dacă nu vi l-ați fi permis în mod normal. Primul produs pe care mi l-am luat și pe care îmi doream să-l încerc, pentru că îmi doresc să încerc și acele creioane jumbo de la NYX și nu am avut ocazia, este acest creion de la Beauty UK, Metallic Sparks. Are un aspect metalic și totodată este și foarte strălucitor, arată cam așa. Și dacă îl întind, o să vedeți că este foarte, foarte strălucitor, are multe, multe particule strălucitoare în el și este foarte bun. Pe mine m-a impresionat acest creion și arată exact așa, este destul de grosuț și cred că o să mă țină ceva timp. Are în capăt și un mic strass. A doilea produs este acest rujuleț de la Sleek în organza, arată cam așa. Este un rujuleț metalic, tot la fel, parcă sheer cover. Este un ruj care are menirea de a-ți crea un efect de luciu al buzelor. Eu îl port în momentul acesta și îmi place foarte, foarte mult. Apoi mi-am luat 3 produse din categoria blush, pentru că erau la prețuri de nimic, adică aceste blush-uri erau la 9 lei și acesta era 10 lei 50. Bun, începem cu ăsta pentru că este din categoria blush-urilor Baked. Arată cam așa. Este nuanța Wild Berry și are și o mică pensulică retractabilă care intră exact aici în locul acesta special, exact așa. O secundă. Și ce este deosebit la aceste minunate blush-uri? Faptul că au această formă bombată și sunt ceva mai pigmentate, plus au o culoare mai deosebită. Apoi blush-urile normale, acesta Buff și Pink Candy. Candy Pink, pardon, am inversat cuvintele. Candy Pink este un roz foarte deschis. Nu știu cât anume o să-l folosesc. Este destul de opac, oricum nu se vede foarte, foarte mult. Așa arată. Și acesta Buff îmi place foarte mult, însă credeam că are altă nuanță, oricum este o nuanță foarte drăguță și nu aveam genul acesta de blush. Și ultimele produse pe care mi le-am achiziționat sunt aceste două paletuțe de Original Palette, care are niște nuanțe extrem de plăcute. Eu de la Sleek mai aveam decât paleta Storm și am mai avut-o și pe Sunset, însă am dat-o. Și de data aceasta m-am uitat pe site și acestea erau la reducere, 34 de lei, cred că au fost. Și am profitat și de reducerea de la Sleek a paletelor și am luat această paletuță original, care arată exact așa, are niște nuanțe extrem de superbe. Bun, și o Naturel pe care mi-o doream foarte mult. Am avut o paletă 120 de culori cu nuanțe naturale, însă nu mi-a plăcut și vreau o paletă micuță care să aibă totuși niște farduri foarte pigmentate și am găsit-o. Este exact aceasta de la Sleek. Cam astea sunt produsele mele. Vă recomand să intrați acum pe site pentru că nu știu cât anume o să mai puteți profita de reduceri, pentru că, sincer, produsele am văzut că s-au vândut cam ca pâinea caldă. Și pentru că mi-am achiziționat aceste produse și am vrut să vi le arăt și vouă în acțiune, cum se spune, o să vă las în continuare cu un tutorial micuț cu un machiaj realizat din nuanțele celor două palete, și anume O Naturel și Original. Și am folosit și acest minunat creion de la Beauty UK.
Plus, în momentul acesta pe obraz port acest blush baked nuanța Wild Berry și pe buze acest minunat rujuleț de la Sleek în nuanța Raspberry. Cam asta a fost tot pentru astăzi, fetelor. Sper că v-a plăcut, deși este așa un pic în grabă. Vă las cu tutorialul și abia aștept să aud și părerile voastre și să-mi spuneți dacă până acum ați achiziționat produse de pe makeupshop.ro, dacă sunteți mulțumite de produsele lor și, de ce nu, dacă aveți vreun wish list cu produse pe care pe viitor intenționați să le luați de la ei de pe site. V-am lăsat, sper să vă placă tutorialul și ne auzim data viitoare. Ciao, ciao!